vedem acum. Hai să vedem. Deci, mă, dimineața să mă urmăriți. E păcat direcția asta care întrebă tot. Îmi pare rău de ea. Da, asta e. Așa, dragilor, un moment neplăcut. Trist. Trist, așa. Deci, trei moduli, un 17 suprat modul din 3x minus 1, așa, plus 4, aparține lui Z. Așa, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, modul de 3x plus 1, e minus 1, așa, modul de 3x minus 1, plus 4, da, aparține divizorul lui 17. Mulțimii divizorului lui 17, care sunt următorii. Da. E dar cu mulțimea. Dar cu mulțimea. Un pic mai mare, să spun, da? Un pic mai mare. Așa. Egal cu mulțimea formată plus din... Plus minus 1. Deci 1. Da. Eu mă, minus 1, să le scriu așa, ca să vadă toată lumea minus 1. Cum am scris eu, atunci nu prea a fost matematic, da? Corect, este să le scriu așa pe tot. Așa, după aia 17 și minus 17. 17 și minus 17. E perfect. Și acum, începem. Modul de 3x minus 1 plus 4 este egal cu 1. De 1 mai mare. Unul mai mare, da. Ne rezultă. Ce facem acum? Scădem un 1 în ambii membri. Da. Și modul de 3x. Scădem un 4, atenție. Nu știu să zic. Da. Păi, mă că sunt eu stresat că am pierdut lecția asta. Știi, îmi pare foarte rău. Minus 3. E egal cu minus 3. Ce părere ai? Adică modulul e egal cu minus 3? Imposibil. Imposibil. Nu se poate un modul să fie egal cu minus 3. Imposibil. Așa, așa scriu. Da. Am făcut-o cum am făcut eu. Modul de 3. Băi, ce să-ți faci să-ți... Să punem fermul la gură. 4 este egal cu minus 1. Rezultă că modul de... Ei, dar mi-și oprim. Poate să fie modul de... Și plus 4, și 4 îți fac un număr negativ? Imposibil. Eu e plus, plus 4, deși noi pierdem timp. Imposibil. Imposibil, sigur. Da. Cealalt, modul din 3x. Modul din 3x. Minus 1. 3x minus 1. 17. Închide modulul, plus 4. Plus 4. Egal cu 17. De unde rezultă că... modul de 3x minus 1. Minus 1 este egal cu 17 minus 4, 13. Ia să vedem. Aici, să analizăm aici. Da. Modul din ceva face 13. Avem șanse. Ce variantă avem? Avem șanse pentru că e un număr pozitiv. Da. Cine să fie aici? Cine să fie aici în paranteză ca să facă 13? Pe 4 ori 3, 2. Nu, stai alea. Nu te grăbi. Deci, cine să fie în paranteze, între aceste plus două drepte, ca să facă 13 la rezultat? Plus minus 13. Când e 13 sau minus 13? Corect. Toată bucata asta. Da. Deci nu numai modul de 13, corect, fac 13 și minus 13. Deci rezultă de aici că 3x minus 1, deci 3x minus 1 are odată șanse, 3x minus 1 anca să fie 13, sau, foarte bine, minus 1 să fie egal cu minus 13. Hai să o analizăm pe asta. Să adunăm un 1 din ambii membri și deci vine 3x. 3x egal cu... 3x egal cu... 14. 14. Așa 14. De unde rezultă că x egal cu 14 pe 3? Da. Deci trebuia să scrie mai în stânga. Da. Hai să scriem pe o tabla cu buretele astea. Din partea asta tu scrie. Merge în partea cealaltă. Deci 3x minus 1 dată egal cu 14. Deci 3x minus 1 egal cu 14. Nu, cu 14. 13, așa. De unde rezultă că 3x egal cu 14.
egal cu 14, adică x egal cu 14 pe 3. X egal cu 14 pe 3. 14 pe 3. 14 pe 3 care... Aparține tăiat. Nu aparține. Aparține. Nu-i aparțin la Z. Deci nu e mână 3. Varianta cealaltă. 3 alta. 3x minus 1. Minus 1 să fie egal cu... Minus 13. Minus 13. Ne rezultă că... 3x. 3x egal cu minus... 12. Minus 12, că e impus 1, da, da. Minus 12. Adică de acolo rezultă că x egal cu... x egal cu 4. Minus 4. Minus 4, așa. Că minus 12 pe 3, minus 4. Aparține. Care aparține lui Z. Z. Ce bucurie pe tine, că ai găsit un element. Da? Aha. Altcuma. Mai avem 3x minus 1 plus 4 să fie egal cu... Minus 17. Minus 17. 3x minus 1. Să luăm și variața asta. 3x minus 1 plus 4. 3x. Păi se poate odată... Să fie 3x minus 1. Scrie. Scrie, scrie și scrie. Imposibil. Trebuie să se vadă... Am spus de atâtea ori. Asta nu aveți. Totul este important că comunici cu autorul, cu cu corectorul, da. Prin ce ai scris. Exact. Dacă nu scrii 3x minus 1 plus 4 egal cu minus 7, spunând că e imposibil și n-ai scris-o? Da. Nu știi corectorul, că profesorul, că tu ai gândit-o. Nu, ce e pierdut soluția. Imposibil. Atunci... Și care e soluția? A egal cu? A egal cu... Doar elementul care le găsești tu, minus 4. Deci aici am să spun eu, aici egal cu mulțimea formată din minus 4. Bravo! Ce fain? Bine! Super. Mă bucur, Ade! Și acum, minuna, vinghești-o pe dată, îți dau și fiul ringă. Da. Și dau să fiu direct la tablă să încerc să le... Vezi, Ade, ce satisfacție ai când lucrezi. Este extraordinar! Este bravo. Extraordinar! E foarte fericit! Știi ce se întâmplă? Ochișorii lui acum zâmbesc, dar din suflet. S-a trezit, știți, e activ, e acolo. Da, da. Bravo, bravo. Deci A mare egal cu mulțimea tot. Este un element foarte important, l-am remarcat, vă spuneam altă dată, când noi elevi am curățit tot timpul la tablă și imobilizarea totală, el vrea să fie acolo. Și atunci este și atent și lucrează. Deci mulțimea A mare egal cu toți acei X din Z. Pentru care 21 supra minus 7x plus 5 în modul plus minus 2, pardon, minus 2 aparține lui Z. Deci, să se găsească toți acei x, pentru care 21 supra minus 7x plus 5 în modul minus 2 este un număr întreg. Hai, Hai, da. Plus minus 2. Da. Trebuie să fie divizorul 21. Să facă parte din mulțimea tuturor divizorilor 21, care e egală mai departe. Să o vedem, să o vadă toată lumea. 3 plus minus 1. Da. Plus minus 3. Nu pune plus minus 1, că am spus, am greșit eu, îi pui exact. Adică 1 minus 1. Așa, 21 și minus 21. Și vorbește. Da? Da. Și începem. Minus 7x plus 5 în modul. Minus 2 este egal cu 1. 1. Atunci, minus 7x plus 5 în modul va fi egal cu 1 plus 2, adică egal cu 3. Da. Nu merge. De ce nu merge? Pentru că... Hai să ne gândim. Dacă... Mai bine ne gândim și până vorbim. Da. Dacă ar fi x egal cu... x egal cu 3 și minus 3. A, nu x, adică. Toată bucata asta? Da, toată bucata e. Deci, de acolo rezultă... De aici rezultă... În caz. Mirunat, rezultă că... Nu modul, Miruna, nu modul, bucata din interiorul modulului. Da. Deci minus 7x plus 5 cu 3, sau dedesubt, sau, așa scrie, sau, dedesubt, de la capăt, minus 7x plus 5 egal cu
minus 3. Așa stau să facă de regulă între ele, da? Da. Îl pui ore aici la început sau... Da. Așa. Și acum mergi pe prima variantă. Ai de rezolvat minus 7x plus 5 egal cu 3. Minus 7x egal cu 3 minus 5, adică minus 2. Așa? De unde rezultă că x egal cu... egal cu minus 7 pe 2. Egal cu? Minus 2 pe 7. Minus 2 pe? Minus 7. E pe altceva. Și... minus 2 pe minus 7, cât face? Minus... nu, nu, cât face minus 2 pe minus 7? Minus 2 pe minus 7... Nu, semnul mă interesează. 3. 3 pe... Nu, 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 semnul. La împărțire, la împărțire, minus pe minus, dacă sunt prieteni și amulțire, face plus. Deci egal cu 2 pe 7. Deci egal mai departe cu 2 pe 7. Asta m-a interesat pe mine, nu m-a interesat altceva. 2 pe 7 care nu este număr. Deci nu, spune, nu aparține el. Nu aparține lui Z. Deci nu este număr întreg și ne-am oprit. Mergem pe varianta cealaltă să o lucrăm. Da, egal cu... cu minus 3. Adică? Minus 7x egal cu minus 8. Adică x egal, cu... egal cu minus 8 pe minus 7, adică este egal cu 8 pe 7. X egal cu 8 pe 7. Acum facem minus 7x. Care nu aparține lui Z, te duci cu raționamentul până la capăt. Nu aparține lui Z, nu ei, cu alte cuvinte, nu este un element care să te intereseze. Ștergem, dă mie asta. Asta a fost cu 1, nu? Da. Am luat varianta cu 1. Acum vin în partea cealaltă și am făcut de lucru. 7x plus 5 minus 2 egal cu minus 1. Modul din 7 vorbește, corect. Modul din 7x plus 5 egal cu minus 1 plus 2 egal minus 1. Cum facem? Minus 1 plus 2 facem minus 1 plus 2. Da. E 1. Da. Păi, da. Atenție mă. Atunci 7x plus 5 este egal cu... Nu 7x, era minus 7x. Minus 7x. Corect? Copiem minus corect. 7x plus 5 egal cu minus 1 sau 1. Minus 1 sau 1. Și luăm pe rând. Da. Minus 1 sau... sau, așa, vreau să scrii, sau de desubt, minus 7x plus 5 egal cu... 1. Prima am făcut e 7, minus 7. Iată cum aș redacta eu, Miruna. Din faptul că modul egal cu 1 rezultă aici, acolată, două situații. Da. Adică, așa îmi redactez, rezultă de aici, minus 7x plus 5 egal cu... minus 1 și respectiv sau opunii sau între ele sau, adică bună și cea de-a doua variantă, minus 7x plus 5 egal cu 1. Ai luat minus 1 sus, da? 1. Și aici lucrează. Minus 7x. Deci rezultă în dreptul său, redactează corect cât se poate de corect. Nu, nu, chiar în dreptul, dacă rezultă acolo, acolo pui. Egal cu minus 6. Minus 6. De unde rezultă în continuare? X egal cu minus 6 pe minus 7. Da. Și egal cu 6 pe 7. Linia difracției fiind dreptul egalului. Țin foarte mult la lucrurile acestea. Minus 6 pe minus 7. Și egal cu 6 pe 7. 6 pe 7 care nu aparține lui Z. Deci nu te interesează. Varianta a doua. Minus 7x. Este egal cu 1 minus 5, adică minus 4. Da. Rezultă că x ar fi egal cu minus 4 pe minus 7 și egal cu 4 pe 7 și nu aparține lui Z. Nici asta nu aparține. Deci ne-am dus la, acum la ce variantă? Egal la cu... minus 1. Ți-a dat cu 1. Da. Egal cu minus 1. Suntem la 1, la minus 1, la 3 acum. Ați terminat, da? Da. Ia să luăm. Minus... modul din minus 7x plus 5 minus 2 egal cu 3.
Modulul din minus 7x, da. Egal cu 5. Egal cu? Egal cu 5. De unde rezultă că... Acolate. Două situații. Două situații. 5 egal cu 5. Sau... Sau, da. Minus 7x plus 5 egal cu minus 5. Corect. Păi la prima variantă să lucrăm. Minus 7x egal cu 5 minus 0. Și? 5 minus 5, 0 vine. Da. E bine, nu? Da. Da. Și x egal cu 0 pe... Nu place aici egalul? Păi, am spus așa, egal. Ai pus, pui vina de difracție. Da. 0 pe minus 7. 0 pe minus 7. Și nu apartine... Dar cât face 0 pe minus 7? Face 0. Egal mai departe cu 0, scrie egal cu 0. Și acest rezultat nu. Nu aparține, nu? Aparține. Aparține, sigur că da. Deci asta aparține. Ce subliniem? 0, am găsit primul element. Deci în mulțimea mare, aici, pun primul element, 0. Da? Primul element. Să vedem și pe cea de-a doua. Rezultă că minus 7, minus 7x plus 5. Minus 7x este egal cu minus 5, minus 10. Minus 10. Și atunci rezultă că x... Creta o ții cum trebuie, da. Și ca să nu se pare așa... Egal cu minus 10 pe minus 7. Da. Și atunci... Adi nu mai copii de pe tabla așa. Adi nu, da. Da. Nu, eu nu. Anca nu copii de pe tabla, nu-i interesează tabla. Tu stai că ești cu ochii... Nu aparține lui Z. Mergem, am luat cu 3, ce ne vine acum? Minus 3. Eu șterg tabla aici. N-ai înțeles ceva, Iubita? Voi dați și tare. Super fain. Du-te un pic la ea. Acum cu gătine? Sau cheamă un gătine, nu știu. Du-te mai încolo. Acum cu tot facem la... Cu cine? La minus 3. Minus 2 egal cu minus 3. Acolo cu minus 7x. Stai puțin. Da, da. Îți cere un pic să fie. Da. Deci modul de minus 7x plus 5 minus 2 egal cu... Minus 2. Egal cu minus 3. Egal cu minus 3. Aici se dă, da? La elementul ăsta. Egal? Deci minus 2 egal... Și adunăm un 2 și egal cu cât acolo? Vine cu minus 1. Aici mai scrie că modul de minus 5 plus 5. Ce zici? Egal cu minus 1. Se poate? Imposibil, scrie mama. Nu poate să fie un număr negativ. Imposibil. Supreze ghișițiu. Și nu mai lucrăm. Ce? N-avem ce lucra. Este aiurea. Și mergem mai departe. Modul de minus 7, minus 7x plus 5. Minus 2 egal cu 7. Egal cu 7. Modul de minus 7x plus 5. Minus 2 egal cu 7. Eu lucrăm. Dar și cum am zice că modul de minus 7. Nu, de aici rezultă. Da. De aici rezultă. Dacă da, așa facem. Așa facem. Rezultă. Minus 7x. Nu, aici scrie. Mai scrie minus 2. Două variante. Așa. Minus 2 egal cu 9. Deci modul egal cu 7x. Mai scrie minus 2. Egal cu minus 7 egal cu 4 și rezultă că x aproape 4 de minus 7 și nu aparține lui 10. 4 pe minus 7 nu aparține, sau minus 4 pe 7, că minus o putem pune în fața linii fracției, da? Este numărul minus 4 pe 7, nu este numărul întreg. Cealaltă soluție? Egal cu minus 9, 5, 5, 5, minus 14. Deci minus 7x egal cu minus 14. Rezultă da, că x egal cu... Egal cu minus 14 supra minus 7. Rezultă că x egal cu 14 pe 7. Rezultă că x egal cu 2. E, atenție! Nu egal x egal, nu egal. Egal... Calculul îl faci în pătrat. X nu-i scris odată. Deci egal cu 14 pe 7, care e egal cu 2, și 2 aparține, 2 aparține lui Z, îl rog, îl mai găsit un element. Da, pe jos. Da? Deci, acum mai departe, la 7 am analizat cu minus 7.
Ia să vedem, minus 7. Da? Ia să vedem, minus 7. Minus 7 plus 7 egal cu minus 7 plus 5. Face minus 5, da? Minus 7 plus 2. Da, minus 7 plus 7 minus 7. Adică ce părere ai? Modulul egal cu minus 5. Dar e imposibil. Imposibil, dar... Ce faci, voi? Atenție, imposibil să o plegești. Da? Deci, egal cu minus 7. Da. Totul se registrează, nu uitați-vă. Atenție, fiecare mișcare a voastră... Poate nu a registrat? Da, da, se registrează. Da, vă Minus 28 pe minus 7, scriem așa ca să fie clar pe toată lumea. Minus pe minus la împărțire face plus. Și egal cu 4. Iată încă un alt element. Care este din 10? Îl adăugăm. 4 este un alt element. Mergem pe cealaltă variantă. Da. Așa. Rezultă că minus 7x este egal cu 23 minus 5, 18 și x va fi egal cu x va fi egal cu 18 supra minus 7 și minus 10. 18 pe minus 7, așa, da, nu? Deci vine cât aici? Pe 5 ești cu... Minus 18? Da, nu. 23, e 28 așa. Deci minus 28. Da. Minus 28. Minus 28. Minus 28. Minus 28. Nu, el e cu etapă în urmă. De unde rezultă că x va fi egal cu minus 28 pe minus 7 ani? Da. 7 egal cu minus 28 pe 7. Care face minus 4. Minus 4, nu? Da. Da. Minus. Și aparține. Și mai găsit. Am mai găsit un element pe care îl adăugăm sub. Mergem pe cealaltă variantă. Dar loc a mers pe cealaltă. Ai fost tu pe cealaltă. Cine poate să fie? A făcut 21. Cu 21, da? Suntem la etapa cu 21. Cu minus 21. Cu minus 21, da? Da. Așa se lucrează. Minus 2, minus 21. Azul e minus 7. Pe x plus 5. Egal cu? Minus 19 și modulul egal cu minus 19 este imposibil. Imposibil. Domnul profesor, trebuie să vă spun așa că sunt foarte fericită că a spus-o pe Miruna la tablă, pentru că în felul ăsta o disciplinat să scrie vicaiet corect. Da. Adi văd că este pe drumul cel bun, Miruna știe, are viteză, dar nu vrea să lucreze corect. Iar Anca, la fel, știe, dar nu vrea să scrie deloc corect și am arătat cum trebuie să scrie pe tablă. Da, mai mult de atâta, ce să facem? Trebuie să înțeleagă și părinții că vina nu este în totalitate a profesorului. Exact. Exact. Dacă aici, când stăm cu gura pe ei, fiecare, cei doi pe trei, exact. Dar ce se facă profesorul? Și nu dovedim. Da. Nu vor să se disciplineze deloc. Vedeți, parcă trebuie să ne punem cu bâta da, pe da, ei. Da, da, da. Deci este acest refuz pentru a scrie corect. Corect. Și nici da. Nu vor să scrie frumos pe care. Ai văzut acuta ce fain am scris noi amândouă? Și numai așa înțelegi, iubita. Nu dacă faci niște mâzgâlieturi acolo și nu înțelegi ce scrii. Adi scrie mai bine decât voi, numai că și el scrie foarte mic.
Dar scrie mult mai bine. Bravo, Adi. Ieruna, ai viteză, dar nu scrii cum te învață domnul profesor. Și mă bucur că ați trecut-o la tablă și mă bucur că ați obligat-o să scrie așa. Da. Deci din clipa asta vă anunț. Sunt mândră de voi. Din clipa asta vă anunț că am să vă scot la tablă. Corect. Da? Și acolo la tablă trebuie să te descurci. Da? Iată, acum ca tema acasă, vedeți că am plecat de la un simplu exercițiu pe care Adi ne l-a propus, acel exercițiu cu divizorii, și ne-am tot dus din aproape în aproape la tot felul de exerciții din ce mai complicate. Asta e matematica. De ce e frumusețea? Foarte... Și ce frumos e să lucrăm așa corect, să înțelegem de pe caiet ce am scris, când domnul profesor vă obligă să puneți mii de fracții acolo unde trebuie, când încetăm să mai copiem de pe tablă haotic, fără să știm ce scriem. Deci este foarte important pentru mine să văd că vreți și voi să gândiți. Nu numai copiem de pe tablă și dăm vina pe profesor că nu știe să explice. Este clar un lucru. Atunci când te afli la tablă, te afli în situația asta de a da răspuns, de a găsi soluții la problema respectivă, sigur că te mobilizezi și pare altceva. Sigur că mergem acum mai la departe. Următorul exercițiu. Tot acasă. În genul ăsta facem un temă. Temă, copil, scrie temă. Mulțimea egal cu toți acei X din Z, pentru care... Stai da. A, este format din toți acei X din Z, pentru care... A, 17. Totul supra... Nu v-am dat un divizor. Poate ar fi fost bine să vă dau... Ia să vedem așa. Dați-le mai puțin ca să nu se sperie. 22. Hai că mai dai divizor. 2 și 11. Hai și bine, 22. M-am dat puțin. 22 supra modul din minus 3x plus 5 minus 7. Închideți modulul, uitați-vă cum scrie domnul modul profesor. Modul din minus 3x plus 5 minus 7 să aparține lui Z. Cum? E foarte frumos, da? Da. Altă ieșițiu, un altul. A egal cu toți acei x din Z. Pentru care nu, egal cu toate perechile X și Y. Deci acum cer perechi X și Y. Pentru care 3X plus 5 totul de mulțit cu 2Y minus 7 se facă 8. Hai, că e ușor. 3x plus 5 înmulțit cu 2y minus 7 se fac 8. Gata. Adică vă întrebați, cât ori cât se fac 8 la înmulțire? Le mai dați una? Sau nu, atestă. Domn profesor, știți ce vreau să le comunic? Că lucrează fiecare acasă și tura viitoare le arătăm caietele cum au scris la cameră. Exact. Tema. Am tot promis asta. Pentru că vreau să văd cum aranjează pe caiet, cum Super. Scriu. Facem, exact, adică efortul pe care facem aici împreună să se vadă continuat acasă Corect. Și să se înțeleagă că ajungem la... Pe lângă faptul că ne uităm dacă ați ajuns la același rezultat. Sigur că da, corectăm asta. Deci, cât ori cât se fac 8, insist aici, cât ori cât se fac 8, care sunt cele două numere care înmulțite se fac 8? Două numere întregi. Da, atât doi, din, doi din și 4, 1 și 8. Deci toți divizorii, tot așa. Deci de aici ar fi o situație. Cazul întâi ar fi că 3x plus 5 să fie egal cu 2, a spus. Da. Și obligatoriu și obligatoriu. 2y minus 7. Și 2y minus 7 să fie 4. Egal cu 4. Asta e o situație. Sau 2. 3x plus 5 să fie egal cu 1. 3x plus 5 să fie 1. 3x plus 5 da, să facă 1. Și cealaltă, 2y minus 7. Să fie cât are? Cu 7. 8, măi. Unor cât să facă 8? Unor 8. Unor 8. Cum s-a terminat oara? 8. Apoi, 1, 2, 3. Altă variantă. Altă variantă, copii. Să fie... 3x plus 5 să fie 4. E sigur că da. 3x... Plus 5 să fie 4 și 2 y minus 7. Y minus 7 să fie 2. Și invers acolo. Și aici, 4. 3x plus 5 să fie 8 și 2y minus 7 3x plus 5 să fie 8 și 2y minus 7
Să fie 1. Să fie 1. Și încă? 8 și atât. Dar ce minus 2 și minus 4 nu-i bine? Că minus 2 minus 4 la mulțime fac plus 8. Corect. Deci am făcut și variantele negative. N-a scris Z, de aia i-ați băgat în ceață. Păi, X-Y, perechiul ăsta am uitat aici. Aia, vedeți? Perechiul ăsta, X-Y, aparțin lui Z. A, păi, așa, ori Z, da? Z ori Z. Adică X-ul e din Z. Și Y-ul e din Z. Y-ul e din Z. Z ori Z. Așa se scrie, Z ori Z. Apoi atunci, 3x plus 5 egal cu minus 2 și 2y minus 7 minus 4. 3x plus 5 egal cu minus 2 și respectiv 2y minus 7 egal cu minus 4. Minus 4. Și invers. Și invers, adică 3x plus 5 egal cu minus 4, minus 4 și respectiv 2y minus 7. Y minus 7 egal cu minus 2. Egal cu minus 2. Și minus 1. Și minus 1 și cu minus 8. Și încă da. Și 3X plus 5 egal cu minus 1. 2Y minus 7. 2Y minus 7 egal cu minus 8. Și invers. 3X plus 5 egal cu minus 8. 5 egal cu minus 8. Și 2Y minus 7. 2Y minus 7 egal cu minus 1. Egal cu minus 1. Deci observați în momentul în care m-am apucat de lucru, trebuie să iau toate variantele posibile. În Z. În Z. Acum, când rezolvați, dacă una, un X sau un Y nu e din Z, se termină. Imposibil, imposibil, știți, fals. Imposibil. Deci aici când lucrați, bunoară la prima ați lucrat și vine 3X egal cu minus 3. Egal cu 3X egal cu minus 1. Bun. Dar și Y puteți fi simultan. Corect. 2Y egal cu 11. 11, Y egal cu 11 supra 2. Atunci, gata, fals, ca, ca de prima variantă. Deci asta nu furnizează nimic, deși un X este bun, dar Y e prost. Deci și X-ul și Y-ul să fie bun. Z. În Z. Ați înțeles? Deci acea variantă care furnizează și X-ul și Y-ul din Z este cea care... Varianta corect. Varianta corect. Ai înțeles? Foarte frumos exercițiul. Da? Da? Deci îmi place. Ambele. Da. Aici ce am fructificat eu? Am fructificat faptul că produsul este din produsul 8. Lor face 8. Și am zis cât oricât fac 8, fiindcă și X-ul și Y-ul sunt aici, e o treabă deșteaptă. Și acum, ultima. Da, domnul profesor, m-am făcut o pastă. Da. M-am făcut mai dați una? Mai dau una, că am făcut-o eu. Asta v-a făcut-o domnul profesor. Am făcut-o eu, v-am sugerat. Da? Deci am primit. Da, egal cu mulțimea celor X și Y din Z. Da, cu Z ori Z. Da, pentru care 2 modul din X minus 5 totul de mulțit cu 3 modul din Y plus 1 minus 2 egal cu 7. Adică vă dau 7, nu vă dau mulți divizori. Cât oricât se facă 7. 3 modul din? 3 modul din Y plus 1 minus 2 egal cu 7. De fapt, de reieșițul ăsta m-a adunat tot ce am făcut în toată lecția. Da? Băgăm și moduri, băgăm și așa. Deci este un reieșițiu. Îi facem exercițiul lui Adi care nu știu? Gata. Îl facem acum. Dar și uitat. Am și uitat, am dus... Dar mama ta nu a uitat. Da, ne-am dus în... Vezi ce se întâmplă, cât e de frumos la matematică. Pe cât de la o chestie, ne-am tot dus, măi, și am complicat lucrurile și am făcut niște exerciții în care ne-am amintit și modulii și toate povestea. Deci, semn algebră, tot aici s-a lucrat, da? De asemenea, redactarea care este importantă. Deci, observ că algebra îi place mult mai tare decât geometria. Sigur. Asta pentru că, dincolo, n-am lucrat să fie, n-am găsit partea aceea frumoasă încă. Da. Eu sper că să se pentru cel bun și acolo. Eu sper să se întâmple ca într-una din ore să înceapă așa, cum am început aici. Da? Bun. Haideți să vedem. Deci, ia tați un pic, Ali. Suma unor numere întregi consecutive este 41. De suma unor numere întregi consecutive. Scrieți, copii. A. 5B de la pagina 104. A plus 1. A plus 2. Eu nu știu care sunt. Primul care încep, este A. Urmă, A plus 1 este următorul, A plus 2 următorul, și așa mai departe. Câte numere? Nu zice. Suma unor numere întregi consecutive este 41. Deci suma unor numere întregi, nu știu unde să mă opresc, da. La A plus X mă opresc. Exact. Dar înțeleg că A plus 1, A plus 2, da, A plus X, da? Stai puțin. Egal cu 41. Egal cu 41. Nu.
egal cu 41, da? Suma, da? Suma. Sunt întregi consecutive. Da. Calculați câte suma numere... Suma numerelor întregi. Întregi. Și anca minuna de marcă următorul lucru. Dar nu mă pot gândi și că A e negativ. Da, Anca. Miruna. De acord cu asta. Deci nu am spus... Eu am spus doar atât, că plec de la A, A plus 1 este următor, ca și m-ar fi minus 7, minus 6, da? Minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2. Ne gândim la asta, plus da? X, adică nu știu câte numere să iau. Păi nu înseamnă că sunt 41 de numere. De ce să fie 41? Dacă e 0, nu... Suma lor trebuie să dea 41, mama. Suma? Deci uite când adun. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Cum spui 41 din numere? Că ne oprim la urmă, dar nu e 41. Nu, mama, nu 41 din numere. Suma de aia, hai să gândim problema întâi. Suma. Bine. Da, da. Suma unor numere întregi consecutive este 41. Nu știm câte. Poate sunt 3, poate sunt 2, poate sunt 5. Așteaptă să zic problema până la capăt. Calculați câte numere sunt dacă pozitive sunt cu două mai multe decât negative. Aha. Deci ni se spune că pozitive sunt cu două mai mult. Două mai mult? Deci, pozitive sunt cu două mai mult. Hai să ne închipuim o situație, Adi. Aici este 0. Faceți toți. Da, 0. Care este și el, până da. Aici, minus 1. Și pun cu două mai mult în partea asta la altă, pozitive, da? Adică 1. 1 și 2. Suma lor, minus 1 plus 1 plus 2, nu dă... 41. 41. Atunci, minus 2. Luăm minus 2, dar punem aici, pe cine punem? Pe 3. Pe 3. Că spune că sunt cu câte am spus? Cu două mai mult. Cu două mai mult, chiar deci și 4. Deci 2 și 4 trebuie 4 să vedem. 4 și 4, da? Da. Deci, atenție, aici am două elemente negative, din coace am cu două 4, mai cu 2 în plus. Corect. Ele sunt consecutive. Ce sesizăm? Că se anulează minus 1 cu 1, se anulează, minus 2 cu 2 se anulează. Și rămâne doar 3 cu 4. Suma e dată de 3 plus 4. Super. Este o șmecherie care super. Acum o sesizăm. Super, domn profesor. Da? Deci atenție mult, Adi. Faptul că sunt cu două în plus, astea pozitive, din capăt, celelalte se anulează tot timpul. Că uite, minus 1 cu 1 nu au nicio contribuție, minus 2 cu 2 nicio contribuție. Hai să ne ducem, punem pe minus 3, Adi, și acum punem încă unul aici pe 5, ca să fie tot timpul două în plus. Gata, 20 și 21 sunt numerele. Da, păi da, 20 plus 21. Păi așa am găsit dar și eu. Dar nu știe, trebuie să mai facem, că nu s-a dat numele. Nu sunt numai 20 și 21? Da, așa am găsit 20 păi 21. Păi da, toate de la minus și în față sunt minus... Deci am găsit minus 7. 7. Minus 19. De la da, minus 19, și minus 18, minus... Și minus și câte numere? Minus 20 40 plus 21. O să le socotim, tu ai te uitat la sfârșit. Nu m-am dat. Ba da. Nu ne certăm. Miruna, nu-ți place... Nu puteți trăi cu bucurie exact șmecheria care vreau să vă scot acum nefineță. Da. În loc să vedeți rezultatul acela că sunt ăsta, ci important este ceea ce v-am arătat acum cum am valorificat faptul că da. Sunt cu două în plus. Da. Că de fapt suma este dirijată în mandarea două în plus. Asta este esența. Super, asta este esența. Așa am zis și eu. Ea zice că numărul lor sunt atâtea. Dar nu mă interesează numărul lor. Pe mine mă interesează speculația asta. Frumusețea. Vino lângă mine și gustă de frumusețea ieșiți-vă. Nu că am un răspuns eu acolo. Ăla nici mă frământă. Faptul că tot timpul fiind cu două în plus și celălalt își anulează contribuția în sumă, este extraordinar că eu pot să merg așa până la cine? 20 și 21. Și acolo o să fie... Și ăsta, minus 19, ăsta și aici... Iarăși puncte, până la minus 19. Vai, ce frumos! Și-au anulat contribuția. Acum acum le număr, că le număr eu. Nu zice câte numere. Ba da. Zice? Da, ne interesează câte numere. Patru sute numere. Da, dar șmecheria asta a fost. Speculația asta teribilă. Am găsit și eu. Bun, yes, Adi, nu, Adi. Nu puteai să gândești altfel, să vine la ieșiți-o, decât pe chestia asta. Da? Am să modific acum un pic ieșițiu, să vedeți câte
probleme putem forma și de aici. În total, câte numere avem în consecutive? Sunt aici, câte sunt? De la minus 19 la 21. Scădem din 21, așa știm noi, nu? Da. Din 21 pe 19. Da. Și zicem, din 21 minus 19. Egal cu 21 plus 19. Și face 21 plus 19. Da, și egal cu 40. Și fac 40. Plus 1. Și plus 1, că luăm și cam. Da, 41. Dar nu răspunsurile acelea. Vă rog, cum să mă fac înțeles, nu? Răspunsul nu mă interesează. Da, bine, cu incis asta, dar cum îmi demonstrați? Așa cum a făcut domnul profesor. Adică, am să modific problema. Da, da, da. Părea ce fain. Deci, suma unor numere întregi, este... Scriem, da? Da. Suma unor numere întregi este... consecutive? Da, nu consecutive, corect. Suma unor numere consecutive este 60. Întregi. Suma unor numere întregi da? Consecutive este 60. Care sunt numerele? Și câte sunt? Care sunt numerele și câte sunt? Știind că cele pozitive sunt cu 3 mai mult decât cele negative. Aha. Deci cele pozitive sunt cu 3 mai mult decât cele negative. 60 este egal cu... Stai. Cu 3 mai mult? Sunt cu 3 mai mult. Rezultatul adunării este 60. 60 egal cu 30 plus 30, adică 30 în plus. Dar sunt cu 3 în plus. Sunt cu 3 în plus și sunt și consecutive, Miruna. Așa, eu fac de la 0, cum ne-ați învățat, domnule. Asta e, asta, că nu degeaba. Așa am și eu. Da? De la 0, începem să le așezăm, punem pe 3 tot timpul. 3 din ele în plus în partea dreaptă, nu? În deci când am minus 1, aici am un element, aici am... Trebuie să am 3 în plus. Cu 3 am plus, pe 1, adică 4. Pe 2, pe 3 și pe 4. Și pe 4. Deci minus 1 cu 1 ți anulează și rămân 2 plus 3 plus 4. Deci așa se rămân, 2 plus 3 plus 4 da. La adunare. Da, cu 3 în plus. Și ele, aceste 3 consecutive adunate, trebuie să duc la 60. Corect. Și dacă îl pun pe minus deci, 2... Deci, Adi, iată. Eu dialogul nu trebuie să fac numai cu Mihaela. Deci spuneam așa. Da, am pus 0. 0. Am pus pe minus 1, dar până obligatoriu pe 1, 2, 3 și 4, pentru că sunt 3 în plus. Da. Pozitive. După aia pun, dacă pun pe minus 2 aici, e acum 3, 4, adaugă 5. Aici 5-ul, adaugă 5-ul. Pun de acum, pun 1 aici, 1 de acolo, 1 aici, 1 de acolo. Minus 3, pun pe 6, da. Ca să rămân tot timpul 3 în plus. Minus 4, pun pe 7. Da. Minus 5, îl pun pe 8. Da. Da. Deci nu știu mai departe. 20 plus 21, domn profesor. Ce? 19 plus 20 plus 21. Exact. E 60. Deci și sunt cele 3 în capăt da. Sunt 19, pe dacă 20 și 21. Da? Și începem de la minus 18. Deci, se începe de la minus 18. Până la 21. Până la 21. Și câte sunt? Sunt 21 minus, da. Minus 18. Deci, pe ideea mea, am valorificat și am pus alte greșițiuri. 10 și 10. 39 plus 1 și sunt 40 de numere. Asta este esența. Nu s-a înțeles, dar de ce insist încă o dată? Pentru că în greșițul ce am vrut eu să fac? În negheșitul pe care l-am făcut împreună, am vrut să vă comunic, nu rezultatul. Este extraordinar de grav. Extraordinar de grav pentru că păstrați linia ce de la învățătoare și pe urmă la profesor. Rezultatul. Ăsta sunt. Dar cum? Mecanismul? Cum se ajunge acolo? Acesta este lucrul cel mai important. Nu rezultatul. Rezultatul îl vedem după aceea. Okay, dacă ați înțeles ce a zis domnul profesor, aici, la a doua problemă, Miruna, nu aia din carte. Deci ar trebui să ne mai dea una și să o lucrăm fiecare. Să da, vedem cât acum eu insist pe asta. Hai. Și cum vă dau și rezultat. E bine, în modul în care am raționat a fost așa. Am cerut în problemă că sunt numere consecutive și că rezultatul sumei este 60.
Dar asta nu era suficient ca să fie bine ancorat în ideea problemei de mai înainte. A spus să se afle numerele, câte sunt și care sunt, știind că trei din ele sunt pozitive. Da? Trei sunt cu trei, alea pozitive sunt cu trei în plus. Alea pozitive sunt cu trei în plus. Aici e problema foarte tare. Adică dacă pun un element aici, negativ, trebuie să pun cu trei în plus în partea cealaltă. L-am pus pe minus 1, trebuie să-l pun cu trei în plus, adică pun pe 1. Dar de ce consecutive trebuie să nu pot să sar pe 1. Corect. Trebuie să pun pe 1, pe 2, pe 3 și pe 4. Să fie 3 în plus față de minus 1. Am pus pe minus 2 Adi, pun, de acum pun 1 aici, pun 1 dincolo, am pus pe 5, pun pe minus 3, pun pe 6, pun pe minus 4, pun pe 7. Iată, până la minus 4, 4 se anulează și rămân 5, 6 și 7. Și imediat se păstrează ideea că doar ultimii 3 se facă 60. Cine, care sunt cele 3 numere consecutive care se facă tot 60? Aici e povestea, tot măstră. Ele dau rezultatul sumei. A, deci ultimele 3 trebuie să... Ăla trebuie să facă 60. Trebuie să anulează, dar să mai aia. Dați-le. Deci asta e șmecheria. Eu asta m-am străduit să spun toată perioada asta. Că contribuția în calculul sumei o dă numai ce ultimele 3. Le dați probleme. Da? Deci vezi... Bă, știi când... Când prins șmecheria, este spectaculos. Da? Deci la problema asta, asta a fost esența. Ultimii trei dirigează suma. Da? Ultimii trei dirigează. Adică tu ai înțeles, astea două am ca și cum eu n-am băcătat. Da. Eu insist să vă spun că vă dau o altă problemă. Spunem așa. Să se găsească numerele consecutive. Suma? Și care sunt acestea, știind că suma lor este minus 60, suma lor este minus 60 și că ele negative sunt cu 3 în plus față de alea pozitive. Deci, să se găsească numerele și să se spună câte sunt. Știi că suma toată este minus 60 și că alea negative sunt cu 3 în plus față de alea pozitive. Cât e, Adi? Minus 19, minus 20 și minus 21. Suma va fi dată de asta, da. Dar de unde începem? Să spunem de la 1 și scrie minus 1, minus 2, minus 3. După aia cu 2 și face minus 3, minus 4, minus 5. Da? Și tot ne ducem în șansă. Este simetria situației exact. De aici. Exact. Să spunem de la 18 acum, nu de la minus 8. Deci maxim care putem ajunge este la 18. Și partea asta la minus 20 și cât? Am spus minus 20. Au schimbat 60 cu 60. Ați făcut simetrie, da? Adi s-a prins. Da. Deci am făcut simetria în problemă. Acasă, faceți următoare. Ia să vedem cum facem aici. Să se găsească, da? Să se găsească numerele și da? Să găsească numerele și numerele consecutive și numărul lor, știind că suma numerele între aici, știind că suma lor este Optzeci și doi. Și ele sunt cu 4 în plus față de... Cele pozitive? Cele pozitive sunt cu 4 în plus. Cele pozitive sunt cu 4 în plus. 80? Da? Ne oprim aici. Cred că e 10 și asul. Da. Sau 10? Da. Da? Ne oprim aici. 40. Da. Ne oprim aici. La revedere. La revedere.